Echipele românești care s-au descurcat cel mai bine în Europa la jumătatea săptămânii, Viitorul și Dinamo au făcut spectacol la Ovidiu. Prima repriză a început și s-a terminat cu ratările startului de sezon. În minutul 2, Costache i-a furat mingea lui Tordai, dar a tras în bară din fața porții goale. În prelungirile reprizei, Țucudean a ratat incredibil din 6 metri după o centrare a lui Vână. Tot în prima parte a meciului, Costache i-a pasat ideal lui Bumba, care a tras pe lângă poartă în minutul 7. Viitorul a avut o triplă ocazie la aceeași fază. Penedo a scos șuturile lui Vână și Țucudean, iar apoi Dani Lopez a șutat peste în minutul 10. Eric, aflat la debut în tricoul campioanei, a fost aproape de a deschide scorul din lovitură liberă în minutul 25. Brazilianul a fost din nou aproape de gol la un șut de la distanță. În partea secundă, Penedo a fost la post la șutul lui Vână din apropiere din minutul 49. Rivaldinho a șutat pe lângă poartă din interiorul careului. Dinamo a dat lovitura în minutul 82 prin Costache, care și-a luat revanșa după ratarea din debutul partidei și a stabilit scorul final, Viitorul Dinamo 0-1. Viitorul nu a reușit până acum să o învingă pe Dinamo pe teren propriu în 8 meciuri de campionat jucate până acum.